Programul cursurilor de resuscitare și prim ajutor a demarat la inițiativa Asociației Părinți Salvatori în luna martie a acestui an, împreună cu Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Aproximativ 1000 de cetățeni au învățat cum să salveze o persoană aflată în stop cardiorespirator. Succesul de care s-au bucurat aceste cursuri a determinat conducerea Unității Sanitare Băimărene să organizeze și alte serii. În cadrul acestor cursuri, noi am împărțit niște chestionare în care am întrebat părinții cam ce ar dori să mai afle de la medicii spitalului nostru. Suntem în faza în care încă analizăm și încercăm să organizăm încă un grup de aceste cursuri, încă niște grupe pentru aceste cursuri și alte cursuri care să vină în ajutorul părinților. Managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș din Baia Mare, spune că la sfârșitul acestei luni se va contura paleta cursurilor ce se dorește a fi realizată pentru comunitatea locală. La sfârșitul lunii octombrie să avem, hai să spunem, o curiculă foarte clară a ceea ce vrem noi să facem pentru părinți, pentru comunitate în general. Cursurile de resuscitare și de prim ajutor vor fi susținute de medici de la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Băimărean și sunt gratuite.